Informația momentului acum la Antena 3 CNN, discuție halucinantă, surprinsă la o școală din București. Un părinte face acuzații grave și spune că elevii sunt umiliți constant de învățătoarea lor. Într-o înregistrare apărută în spațiul public, învățătoarea este surprinsă în timp ce țipă și jignește o elevă atunci când îi verifică tema. Haideți să vedem despre ce este vorba. Ca să-i spună, vezi că am multă treabă cu cătărea lor? Ca să-i spună câtă treabă, așa am înțeles tu, ce ne poate da aici? L-a trezit, așa se scrie, și așa mi-ai spus? Cum mi-ai citit mie te, răspuns? Că eu am văzut că te bărbuiai și când îți găseai ei. Cum trebuia să răspunzi? Uite, ce l-a rugat pe Tiso? Ești clasa 4-a în alfabetă, scrii l-a rugat, l-a chemat cu fără cratimă. Ce rușine! Cum ai ajuns să facă în clasa 3-a? Măi, fetiță, măi! Du-te la loc. Hai, lasă boceala. Unde te duci tu fiecare zi? La not? Da, du-te la not. Tu să ai notele, să noți. Ia-ți caietul, ești vază. Iar colegii mei, reporterii Antena 3, au obținut și prima reacție a conducerii școlii. Mădălina Ignat a stat de vorbă chiar cu directorul unității de învățământ și vine cu toate informațiile. Mădălina, bun găsit! Ce spun despre ceea ce se întâmplă în școala lor? Ce măsuri vor fi luate dacă s-a stabilit lucrul acesta? Bun găsit, Lorena. În primul rând trebuie să spunem faptul că este o anchetă în acest moment și asta pentru că învățătoarea este cercetată disciplinar din momentul în care conducerea unității de învățământ a primit acele înregistrări, au fost luate măsuri, s-a dus la cunoștință învățătoarei că trebuie să respecte ceea ce spune codul de etică și de asemenea au existat și ore de remediere, au fost făcute întâlniri la care a participat atât cadrul didactic, mama elevei, dar și directoarea școlii și alți profesori în prezența psihologului. Au fost discuții pe care le-au purtat cu toții pentru ca elevii să fie în siguranță, să nu mai existe astfel de comportamente și de asemenea se pare că învățătoarea recunoaște că ar fi ridicat tonul, a vorbit mai tare și spune de asemenea că încă de când elevii au fost duși la școală, li s-a adus la cunoștință părinților că are obiceiul de a vorbi mai tare, a vrut ca părinții să știe lucrul acesta. De asemenea, înțelegem de la directoarea unității de învățământ că mama elevei a dorit ca învățătoarei să-i fie desfăcut contractul de muncă, însă i s-a adus la cunoștință că acest lucru nu este posibil deocamdată și că sunt reguli care trebuie respectate.